Și avem zile cu... Deci bine cu... 4 și 8 camere. Bine cu 4 și 8 camere. Da? 4 și 8. Numărul zilelor este 23. Număr total 23. Numărul camerelor este cuprins între 5 și 5. Așa. Numărul camerelor, formulăm probleme, cine? Între cine și cine. Cine. Așa. Numărul total al bilelor, da? 23. Și care este numărul minim de camere pe care numărul putem da? Numărul minim facem 23 ori 4, care ne dă 92. Sigur că da. Numărul, deci număr minim camere înseamnă 23 ori 4 și face cât? 92. Da. Și numărul iar maxim? Număr maxim camere înseamnă 23 ori cât? 23 ori, care ne dă 184. 184. Deci, cât privește numărul de camere, trebuie să pendulesc un număr între 92 și 184. Da? Da? Între 92 și 184. Facem 8 minus 4, care ne dă 4, pentru că numerele sunt din 4 în 4. De la 92 până la 100. Deci ea sesizează că diferența între camere, numărul de camere de la o vilă cu 8 până la o vilă cu 4 înseamnă 4. Deci 8 minus 4 egal cu 4 camere. Apoi facem 184 minus 92 împărțit la 4. Când vei, nu, când vei formula probleme, da. Tu vei începe să formulezi probleme așa, cu numărul de camere 92, corect, de parcă toate ar fi cu 4, da. Apoi următorul număr 96. De camere, 96, foarte bine, 96, apoi? Apoi avem 104. Deci, când privește formularea problemelor care se însemne numărul de camere, poți vei începe de la 92, 96, 100, 104. Atenție, din 4 în 4 nu dai numere la întâmplare cu camere. Corect. Este esențial asta. Pentru că diferența dintre 8 și 4 fiind de 4, dacă aș fi spus diferența este de 5 camere între aș fi dat cu 9 și 4, Daria, ai fi început cu numărul minim de camere și pe urmă din 5 în 5. Corect. Deci când formulezi o problemele, iată, tu ai descoperit acum, nu știu dacă puteți să urmăriți și voi, în momentul în care fac probleme, eu trebuie să am un algoritm, o idee în cap. Nu dau numele și la întâmplare cu numărul de camere, corect, ci din 3 în 3, din 5 în 5, din 4 în 4, funcție de câte diferență am între camere. Și așadar, tot așa, până la 184. Acum, câte probleme pot face? Păi stai puțin, că acum fac 184 minus 92, care ne dă tot 92. Deci 184 minus 92 îmi face tot 92. Și apoi 92 împărțit la 4, care e 92, îl împărțim la 4 și face cât? 23. Și apoi facem 23 plus 1, care ne dă 24. 23 plus 1, că încep cu 92 plus 1, fac 24 probleme. Deci poți să formulezi tu, începând cu 92 de camere, 96, 100 și mai departe, 24 de probleme. Corect, da. Și ți-am cerut să-mi faci 3 din... Da. Da. 3 probleme și concrete. Și am ales 100. Ai ales 100. Deci, la 23, de ai așa, am 23 de vile. Cu 4 și 8 camere, important. Da. Și cu aceeași componență, cu 4 și 8 camere. Și 8 camere. Și 100 de camere. Și 100 camere. Da. O problemă. Facem 23 ori 4 și 23 ori 8, care n-am făcut ca să aflăm numărul minim și numărul maxim. Și câte camere, și câte vile cu 4 camere ai obținut și câte vile cu 8 camere ai obținut în urma
Raționamentul, deci. Raționamentul ăsta. Și apoi facem 100, pentru că, de exemplu, dacă facem 23 ori 4... Ne dă 92. Da. Și facem de 90, 100 deci, minus 92. Deci, pentru raționat așa. 23 ori 4 și fac 92 camere. Da. Dacă facem... toate ar fi fost, toate 23 zile ar fi fost cu câte 4 camere. 4 camere. Cum avem mai multe camere. Cum ți-a rămas un surplus de camere. Apoi facem 100 minus 92. Așa, să vezi câte sunt în plus, 100 minus 92, egal cu 8 camere. Și apoi împărțim la 4 și este egal cu... Împărțim la 2. Împărțim la 4. La 4, că-i diferența. Bine, domn profesor. Așa. Bravo, Daria. Da? Deci împarte la 4, pentru că câte 4 pune. Și avem 2 zile cu 8 camere. Deci 8 împărțit la 4. Este esențială chestia. Da, da. Egal 2. 2. 2. Două zile cu 8 camere. Și 21 atunci, nu? Și 21 zile cu 4 camere. Cu 4 camere. Corect. Apoi am ales... Altă variantă de problemă. Deci am una s-a întâmplat. 8. 2. 23 zile. Și 108 camere, ai zis ea. Tot așa și comenzi cu 48 camere. Și 108 camere. Și câți a dat? Vezi, n-ai ales 105. Exact. N-ai ales 106. Nu se putea 100. Sigur că... Când vezi din 4 în 4 și atunci nu poți să și când faci scăderea, trebuie să-ți împartă la 4. Asta e șmecheria. Corect. Da? Și câți a dat aici? Deci, ce? 90... Câte zile ți-a dat cu 8 camere? Câte zile? Da. Cu 8 camere. Deodată aș vrea să-mi răspunzi. Exact. Da. Câte ți-a dat? Câte zile cu 8 camere? La 108. Te-ai pierdut? Răspunsul. Dar puțin. Eu îl știu. Să vedem dacă dă are. Păi dacă la 100 de camere am avut 2 zile cu 8, da. Păi zi o dată. Ori am scris 3, ori am scris 4. 4 sigur ai scris 4. 4 zile cu 8. Pentru că, Daria, diferența între 108 și 92 este de 16. 16 împărțit la 4 înseamnă 4. 4 vile cu 8. Deci 4 vile cu 8. Noi am mai adăugat la cele 100 încă 8. 8. Adică încă un echipaj de 4 și încă un echipaj de 4. 2 echipaje de 4 înseamnă încă în final 2 vile de... Deci 4 vile cu 8. Deci răspunsul înseamnă 4 vile cu 8 camere. Și 19 vile. Și 19 vile. Cu 4 camere. Corect. Cu 4 camere. Și a treia problemă? 112. 24. 112 camere. 23 zile. Și 112 camere. Și 112 și camere. Și mi-a dat 6 camere cu 8. 6. Nu, 6. Nu cred, nu cred că 6. Cred că 5. 5 va fi. Că e mărit de la 108 cu, la 112 cu 4. Da. Acele 4 sunt pentru o singură vilă. 102. Cât am zis 100? 112. Am zis 112, da. Nu. N-ai zis 116 camere, ai zis 112. 112 minus 92. Așa. Dă. Așa. 20. 20 împărțit la 4. 5. 5 vile cu 8 camere. Deci răspunsul ar fi aici. 5 vile cu 8 camere. Cu 8 camere. Și? Și câte? Și 18 zile. 18 zile. Cu 4 camere. Cu 4 camere. Da. Deci frumusețea problemei constă în aceea că este importantă de sesiza diferența de camere de la un model la celălalt. Corect. Ca varianta așa a problemei, false ipoteze, presupunând că toate ar fi de 4 camere, atât ar fi, sau toate de 8 camere, da. Atunci știu în ce interval să mă mișc după rog camerelor. Se zidesc din 4-4 4-4 și atunci construiesc probleme, 24. Știu că sunt 24 probleme și am cerut 3 la întâmplare de aici. Da. Așa da. Daria, aș vrea să finisăm foarte bine problemele de tipul ăsta, dându-ți ție, n-are importanță, hai, tot cu vilea să o dau, dar este importantă ideea pe care vreau să o ai
bine, să spunem, în căpușorul tău, bine așezat în căpușorul tău, încât la astfel de probleme să nu stai pe gânduri. Practic, este așa zisă falsa ipoteză, pe care, de care ai auzit tu pe la clasă, da? Presupunem că ar fi de acela, falsa ipoteză. Da. Toate ar fi de modelul ăsta, toate ar fi de modelul celălalt. Am aflat capetele unde ne mișcăm, numărul maxim, corect, numărul minim. Și atunci, îndată, știi și din cât în cât care sunt multipli, numărul de diferență de camere, și așa să-ți fie ție literă de lege, ca astfel de probleme să le poți repede sesiza și să nu ai niciun motiv de bâlbâială. Așa da, pentru data viitoare, îți fac așa, temă. Deci vile, tot cu vile ca să îmbracă repede problema, cu tot 23 de vile, dar cu 23 de vile, dar cu 3 camere și cu 5 camere. 3 și 5 camere. Da. Ei, numărul total de vile știi. Da, vrem și să știm câte probleme se pot formula. Câte probleme se pot formula. Și așa. Să vă dea câte exemple. Și 5 exemple. Câte probleme se pot formula și 5 exemple de astfel de probleme. Corect. Da? Adi, tu știi că Mirna și-a făcut tema în timpul ăsta? Nu, și-a făcut, a făcut o parte din ea. Nu, am făcut o exercițiu. Așa. Da, dragilor, ne oprim aici. Iată și cu Daria am discutat un corect. Este important să o putem prinde și pe ea, pentru că face drumul degeaba. La Profonai se bucură și ea că găsește câteva probleme. La revedere, dragilor, și...